Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la conferința de presă care deschide cea de-a treia ediție a semi-maratonului internațional Digi Oradea City Running Day. Cineva spunea undeva și cândva că sportul este un simplu joc. Păstrând dictonul latin, mens sana in corpore sano, anii au ținut parcă să demonstreze că nu este așa. Sportul reprezintă mult mai mult, înseamnă sănătate, iar sănătatea înseamnă viață. Acest lucru încearcă să-l spună și semi-maratonul internațional de la Oradea, prin promovarea sportului ca parte integrantă a unui stil de viață sănătos. Avem plăcerea și onoarea să-i avem alături de noi pe niște oameni care au sprijinit sportul și continuă să-l sprijine atât și așa cum pot ei, și o fac bine. Încep cu domnul viceprimar Ovidiu Mureșan, domnul Sorin Buhaș, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bihor, domnul director al clubului Crișul Oradea, clubului sportiv Crișul Oradea, Ionel Bungău, inspectorul de specialitate, un specialist al săriturilor, dar nu peste sport, în atletism, domnul Iosif Corodi, organizatorul acestui eveniment, Ioji Deme, președintele clubului care organizează acest eveniment, care va avea loc duminică 15 septembrie, este vorba despre clubul Exterea Sport Bihor, și vicepreședintele, ajutantul său, să spunem, mâna sa dreaptă în organizarea acestui frumos, să spunem noi, concurs. Pe stânga lui. Acum, da, pe stânga, da, omul care îl ajută cel mai mult. Aș vrea să începem și să-i dăm cuvântul pentru început, să ne spună câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă organizarea unui astfel de eveniment la Oradea, ajuns la a treia ediție, așa cum spuneam, o ediție care a crescut de la an la an. Dacă în prima parte am avut, în primul an am avut parte de 470 de participanți, anul trecut am reușit, sau domnii de la Exterea Sport Bihor au reușit să dubleze aproape acest număr, s-a ajuns la un, dacă nu mă înșel, 770 de participanți, iar în acest an se așteaptă ca numărul celor prezenți la startul semi-maratonului să fie peste 1000 de concurenți, reprezentând totodată și în Cameatul Balcanic de semi-maraton 12 țări din Balcani. Domnule Mureșan. Da, mulțumesc. În primul rând, Primăria Municipiului Oradea este onorată că sub egida sa se organizează acest eveniment sportiv de mare anvergură, spunem noi, respectiv semi-maraton internațional Oradea City Running Day. Este o ocazie deosebită de a arăta că nu întâmplător din Oradea au plecat talente și ulterior confirmări la nivel de medalii și de performanțe în rândul sportivilor care au practicat atletism. Evident că ne-am străduit de-a lungul anilor să fim o gazdă bună pentru pregătirea acestora, fie că a fost vorba de o pregătire centralizată, fie că a fost vorba de o pregătire locală. Și când spun ne-am străduit, în măsura în care avem aceste condiții să le oferim aici sau în stațiunea de lângă Oradea, cu Voile Felix, una peste alta, 12 țări care vor veni cu sportive aici în Oradea, nu sigur vor fi un plec foarte bun să ne promovăm orașul și sper ca întotdeauna municipiul Oradea să fie o gazdă primitoare pentru toți sportivii, tehnicienii și tot staff-ul care va fi deplasat la Oradea. În mod sigur, mediatizarea și efortul noastră pe care îl faceți, și mă refer aici la colegii din mass media, va da rezultate și orădenii vor fi suficient de conectați la acest eveniment. Vrând nevrând, va trebui să luăm și niște măsuri care țin de partea de traseu, de circulație, dar, repet, tot ce înseamnă partea logistică a acestui turneu, tot ce înseamnă eventualele modificări de circulație în orașul Oradea, ni le asumăm ca și executiv din primărie, tocmai pentru a reuși să oferim condiții optime acestui eveniment. Pentru că, din punctul nostru de vedere, un eveniment de asemenea anvergură este dorit de către majoritatea orădenilor. Vă mulțumim frumos, domnule viceprimar. I-aș pasa legătura domnului director Sorin Buhaș, reprezentantul Ministerului Sportului și Tineretului, a spune, nu a tineretului și sportului, pentru că sportul primează întotdeauna. Domnule Buhaș. Da, mulțumesc. Sportul primează. De regulă, sportul se face cu tinerii, dar conceptul
nu neapărat modern, de mult încetățenit, împământănit, toată lumea trebuie să facă sport, indiferent de vârstă. Mulțumesc pentru posibilitatea și pentru faptul că m-ați invitat azi aici și a spune câteva cuvinte despre acest eveniment. Iată că, din fericire, se fac 3 ani de când, într-un început de vară, discutam cu Iuji, sau el discuta cu noi despre posibilitatea de a organiza un eveniment atletic la Oradea, altul decât probele tipice de atletism care le vedem pe stadion, un eveniment în afara stadionului, respectiv alergările de mare distanță, alergările de fond, semi-maraton, maraton. Îi spuneam atunci că este o idee extraordinară și în măsura în care putem noi, ca și direcția de sport, să ne pliem pe acțiunile dumnealui și pe inițiativa și dorințele dumnealui, îl vom sprijini. A crezut foarte tare în visul dumnealui, un vis care a devenit realitate. Pe mine mă bucură foarte tare că asemenea evenimente au loc în orașul nostru. Eu m-am străduit în măsura în care am putut să fac lobby pentru ca anumite acțiuni de importanță națională și chiar internațională să desfășoare în orașul, în orașul nostru. Nu pot decât să remarc cu mare satisfacție, uitându-mă pe pliantele acestei competiții, faptul că încet, încet, în jurul unor evenimente sportive din Oradea, se adună Primăria Municipiului Oradea, Consiliul Județean, Direcția pentru Tineret și Sport, Clubul Hrișu, care de asemenea este și el reprezentant al Ministerului Teritoriu în orașul nostru, Federația Română de Atletism și toate celelalte instituții care s-au implicat. Așa văd eu normalitatea atunci când vorbim despre un eveniment de asemenea amploare. Așa văd eu normalitatea în sensul de a crește un eveniment pe care îl avem la o ediție incipientă, de la an la an, să-l creștem prin numărul de participanți, prin calitatea participanților, prin valoarea celor care participă, prin implicarea tuturor celor care au disponibilitate și putere financiară să se implice. Acest eveniment, această competiție a crescut de la an la an, deși sunt doar 3 ani, ajungând să atragă atenția și Federației Române de Atletism, care a considerat că, datorită bunei organizări acestui eveniment, poate să dubleze sau poate să suprapună și campionatul național de semi-maraton, dar și campionatul balcanic de semi-maraton. Eu cred că acest eveniment, prin puterea de muncă a domnului Dana, prin participarea tuturor celor care am menționat anterior, va crește de la an la an și probabil, și sunt convins că vor trăi și satisfacția în care posturile de televiziune specializate în evenimente sportive va transmite acest eveniment, iar alte țări cu tradiție în atletism și în sport se vor uita la un eveniment care se va desfășura la Oradea, iar Oradea va deveni un oraș cunoscut în lumea competițiilor atletice, deocamdată de semifond, de semimaraton, de maraton, dar probabil domnule viceprimar și în alte competiții mai tehnice de stadion. Sunt convins că Oradea merită acest lucru. Felicitări tuturor celor care s-au implicat în acest eveniment. Vă mulțumim frumos și noi, domnule director, pentru cuvintele adresate. Aș preda ștafeta domnului director al clubului Crișul, Ionel Brungău, un om care s-a luptat mereu pentru sport și la propriu și la figurat, din postura de campion la lupte, cât și din cea de președinte al clubului sportiv municipal și acum aceea din fotoliul de director al clubului Crișul. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Sigur că ne bucură acest eveniment, s-a vorbit despre el, nu are rost să repet eu. Subliniez doar munca acestui pitbull, așa numesc pe PDM, pentru că atât în acțiunile care Federația l-a făcut cu noi, el a fost vioara întâi și cu colegul nostru Corodi, care au organizat și s-au bătut ușor să organizeze un astfel de eveniment. Sigur, din afară pare frumos, participăm, premiem, totul să termine frumos, dar cei care muncesc zi și noapte sunt acei oameni care mi-aduc aminte de la
competițiile federației, că se sculau la 4 dimineața și mergeau și puneau pale acolo la 1 mai unde se desfășura cursa. Bravo lui și l-admirăm pentru ceea ce a făcut și pentru acest club care a apărut acum, nu această Extera, unde domnul Deme este președinte. Sunt convins că va aduce lucruri noi și că acest lucru, acest concurs internațional, vom avea toți doar de câștigat din el. Încă o dată îl urez succes și ca de obicei voi fi partenerul lui de fiecare dată când ne va solicita. Mulțumim, domnule director. L-aș ruga și pe inspectorul de specialitate, Iosif Corodi, să adreseze câteva cuvinte, mai ales că el este un fost atlet de performanță al României, iar duminică, 15 septembrie, va fi unul dintre fanii fostului său coleg, Jorge Ungheși, care și-a anunțat din nou prezența la startul competiției. Da, ediția din 2012 a fost o reușită și chiar pentru aceasta a cerut Federația Română de Atletism organizarea cantatelor balcanice în Oradea. Eu aș două probleme tehnice, m-ați întrebat afară ce înseamnă campionate naționale de semi-maraton. Sunt trei categorii de vârstă, junior, tineret, senior, atât la fete cât și la băieți și se decernează titlul și pe echipe. Ce înseamnă balcaneadă? Balcaneadă înseamnă în fiecare țară o fată și un băiat care va concura pentru titlul balcan. Mulțumim frumos, domnule Corodin, că tot ați adus vorba despre date tehnice sau, hai să spunem, probleme tehnice. L-aș ruga pe Ioji să ne spune, să ne explice ce înseamnă, de fapt, cele trei curse efective care vor ține evenimentul de duminică. Întrebări pentru invitați de asemenea. Ioji, te rog. Într-adevăr, nu mai este mult de spus, ați auzit despre acest eveniment. Ne bucură foarte, foarte mult faptul că această idee care a creat în 2010 a ajuns la a treia ediție și aici trebuie să menționăm și să mulțumim că, datorită sponsorilor și partenerilor noștri care au fost și sunt an de an lângă noi, putem să ducem acest eveniment mai departe și putem să-l ridicăm la nivelul internațional, la standardele internaționale, cum noi pe vremuri am văzut în străinătate și încercăm să-l implementăm și în România, în orașul nostru natal, Oradea. Ceea ce privește traseul și datele tehnice a evenimentului, sunt patru curse competitive. Le numim competitive pentru că este cronometare cu cint electronic, care fiecare alergător va primi. Traseul are un circuit închis de 5,27 de kilometri. Asta înseamnă că la categoria de semi-maraton individual se va alerga 4 ture, la categoria de 10 km se va alerga 2 ture și la ștafetă în 4 ture, fiecare coechipier va alerga câte un tur și la ștafetă în 2, fiecare coechipier câte 2 ture. Avem și o cursă numită cursă populară anul acesta, numită, am reușit să-l denumim după un sponsor, este crossul Europlast Romanian. Nu este o competiție competitivă, este necompetitivă, fiindcă nu avem cronometrarea cu chipul și tocmai dorim să promovăm un pic mișcarea, nu neapărat să vin să alerg pentru bani, să vin să alerg din plăcere, să fim alături de ceilalți, să vin alături de colegii noștri și să promovăm și astfel sportul de masă, numai pentru a alerga pentru bani. Ceea ce privește, cursele competitive vor fi premii în bani și la cursele individuale cu 21 de km și 10 km și la ștafeta de 21 de km în 4 sau în 2. Traseul este exact măsurat, aici suntem foarte, foarte severi în privința asta, pentru că încercăm să ne aliniem în standardele internaționale și ne cere și Federația Internațională. Anul trecut a fost măsurat de clubul nostru cu un dispozitiv omologat, cât și de Federația Română de Atletism și ne ținem de treaba asta. Și chiar și dorim pe viitor să-l omologăm și la Federația Internațională acest traseu, ca să putem să intrăm, dacă, de exemplu, nu se știe niciodată, se face un record sau apropierea recordului mondial la semi, să fie omologat la standard internațional. Asta este pentru viitor. Aș da cuvântul colegului meu care
dorește să vă informeze cu un program pentru sâmbătă asta legat de acest eveniment. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Deci vă invităm, pe scurt, vă invităm sâmbătă asta de la ora 10 dimineața la un antrenament în comun, respectiv la antrenamentul oficial al Oradea City Running Day, ceea ce se face deci mâine, adică sâmbătă dimineața de la ora 10. Sunt invitați atât amatori și profesioniști. Se va alerga exact pe traseul semimaratonului. Pentru amatori recomandăm și propunem o singur tur de 5,27 km, iar pentru profesioniști două ture de 10,5 km. Se va face o alergare lejeră, unde vom povesti exact, vom arăta unde vor fi pentru sportiv, vom arăta exact unde vor fi punctele de revitalizare, să-și poată face o strategie a cursei, respectiv vom povesti despre alergarea în sine. Vă mulțumesc! Sunteți și noastre invitați la acest antrenament. Mulțumim frumos și rog pe distinșii mei colegi dacă au întrebări referitoare la cele trei probe care vor avea loc. Să întreb și Balcaneada se desfășoară pe același traseu? Da, exact, se va desfășoară același traseu și se va da startul împreună cu tătul. Dar, practic, fiind de cronometrare cu chip electronic, nu contează că fiecare este personal luat și într-o altă categorie de clasament. Mai vreau să mă întrebare, am văzut că aici mai este un proiect aici, start pentru tema pistă sintetică. Banii care se iau de înscriere să folosesc... Aici aș dori să invit... Nu, un pic, că mai am și eu două probleme. Deci nu văd nici aici nicăieri scris adeverință medicală. Propria răspundere nu înseamnă și control medical. Deci trebuie să vă informăm peste tot și la noi în România, cât și peste tot în lume, la astfel de evenimente, semnezi că participi de propria ta răspundere. Dar nu este lege, mă la sportul școlar, ca să aibă copilul. Deci este lege peste tot. Dacă noi am analizat această treabă, tocmai, Doamne ferește, să avem probleme. Am discutat și cu doamna Valeria Răcilă din București, la organizatorul de la maraton de la București, și mi s-a spus, într-adevăr, este de ajuns că semnezi să participi de propria ta răspundere. Practic și eu, când am participat în sănătate în Viena, în Germania, am semnat, numai atât am semnat. Deci nu trebuia, nici nu ne este obligat să fac o asigurare sau ceva. Deci nu este nicăieri în lege. Bun, un alt aspect. Din taxe de participat, înțeles că primăria Consul Județean susține și financiar și taxe de participare, doriți să le investiți din nou la ZT sau le cumulați în premii? Anul acesta trebuie să spunem că ne bucurăm că le-am adus până la capăt acest eveniment, la costurile care avem și din păcate receptivitatea sponsorilor. Păi costurile sunt împărțite în două, că și... Federația plătește și ei, pentru că am atât cam niște așa. Trebuie să menționăm că Federația Mineralizării nu plătește nimic la acest eveniment. Deci asta este... Ei o să plătească, dacă o să plătească, o să plătească doar... n-au de unde să plătească, ei n-au cum să plătească. Sunt instituție publică care n-are cum să plătească pentru evenimentul. E compus de amatori, el nu are ce să ne plătească nou, ca și organizator. Ei plătesc cronometrarea cu chipul pentru campionatul național, și campionatul balcanic. Aici poate ei să intervină ca și... Iar legat de taxele de înscriere, putem să zicem că toți banii se întorc în eveniment. Deci dacă o să veniți pe 15 septembrie, o să vedeți feedback-ul taxele de înscriere, ce primește acel sportiv care se înscrie, ce fel de tipuri, ce fel de medalii de finisher și alte alea. Deci. Și, bineînțeles, dacă odată reușim și noi să rămână acest eveniment cu un bărbat, dorim să reinvestim în alte evenimente, deci este clar. Pentru că facem din pasiune acest lucru și nu pentru a face un business din el. Federația Română de Atletism este partener oficial sau co-organizator al competiției? Partener oficial. Avem un parteneriat. Clubul Sportiv Extra Sport cu secția de atletism este afiliat de Federația Română de Atletism, deci avem un parteneriat. Iar în privința logistic și tehnic pentru anul ăsta, sunt cu organizatori
ceea ce înseamnă că ei se ocupă de partea de campionat național și balcanic. Am văzut de comun acord și putem să zicem că acum există o comunicare sănătoasă între clubul organizator și organizatorii și Federația Română de Atletism, tocmai de a preveni să nu mai avem problemele care am avut anul trecut și să sperăm într-adevăr că va fi tot ok. Deci acum toată lumea știe ce trebuie. Da, am înțeles, am înțeles. Mai am probleme de natură, de natură geografică. Armenia nu trebuie să ne împărințe la balcanică, da? Este... Dacă mă înșel. Nu, este și noi așa, știu că nu este. Intrăm pe site-ul Federației Balcanice de Atletism și sunt țările membre. Și acolo este termenul. Am și Siria, că acolo. Și războiul Balcan. Anul trecut au fost afiliate și multe țări afiliate care, într-adevăr, sunt în Balcan, n-au fost de acord. Chiar a fost o discuție și federație. Sunt trecuți. Cum să nu? Dacă nu mai sunt întrebări, eu aș invita pe reprezentantul Federației Comunitare. Dar trebuie să participați doar din Oradea sau... Nu. Trebuie să ne bucurăm. Deci faptul că ce dorim să spunem că și internațional. S-au înscris până la această oră ca încep procedura sau aproximativ. Deja sunt înscris și validat peste 350. Din toată țara avem participanți care confirmați participanți, spunem confirmați că au plătit foarte multă lume din zona Ungariei apropiat de graniță. Avem din Franța, avem din Italia, avem din India, Germania și nu știu dacă... Cred că în momentul de față astea sunt țările participate și reprezentate care în momentul de față.